Dar eu nu țin numai decât la viața mea ca și cum mi-ar fi scumpă, ci vreau numai să-mi sfârșesc cu bucurie. Auziți ce? Să-mi sfârșesc cu bucurie calea, asta e una, am intrat în mântuire și asta e calea pe care mergem. Să-mi sfârșesc cu bucurie calea și slujba. Și calea și slujba. Pentru unii care nu lucrați în cadrul Bisericii lui Dumnezeu, poate că în mod vizibil, deși mădularele toate sunt de o trebuință extraordinară, încă Biblia zice, ălea mai nesemnate îți dă importanță și mai mare. Îți sunt împodobite cu mai multă cinste. De toți este nevoie. Ascultați-mă, dacă nu ai o lucrare specială, du-ți mântuirea până la capăt. Dacă ești și lucrător în seara asta, în casa lui Dumnezeu, tu trebuie să-ți duci mântuirea până la capăt în primul rând, în primul rând, nu slujirea până la capăt în primul rând, mântuirea până la capăt în primul rând și în al doilea rând slujirea până la capăt. Dar niciodată invers. Am văzut oameni care nu pot să stea fără să slujească. Frate, dacă nu mai vin la... Și avem cazuri, oameni care nu mai vin la adunare, că nu-i punem să slujească. Vă spun cazuri adevărate, autentice, cu nume și prenume se poate da. Ascultați-mă ce vă spun. Au iubit mai mult slujba decât calea. Au iubit mai mult funcția decât mântuirea și statutul pe care ți-l dă Dumnezeu în Hristos, identitatea asta nouă, frumoasă și impresionantă pe care Dumnezeu ți-o dă. Oameni buni, vestea bună în seara asta, deși pe calea lui Dumnezeu sunt oameni care cad și rătăcesc. Voi sunteți cei ce ați rămas în picioare. Noi suntem cei ce am rămas în picioare. Așa mă bucur și la toți, și prin altă parte când merg la priveghiuri, înmormântări și când frații îmi zice, bă, sora asta, fratele ăsta a fost unul excepțional. Că am fost și la altfel de înmormântări. Zice, frate, predică cuvântul, nu zi nimic despre... Înțelegeți? Înțelegeți voi mai mult decât zic eu. Oameni buni, dacă ceva ne ține în picioare, e Dumnezeu, e Scriptura, e seriozitatea cu care îl tratăm pe Dumnezeu și lucrurile sfinte, e pocăința aceea reală și autentică pe care Dumnezeu ne-a dat-o, darul acela al pocăinței în care am intrat și în care stăruim și în care rămânem până la capăt. Păstrați-vă mântuirea, continuați slujirea cei ce slujiți pe Domnul ca să primiți la final, știți ce? Răsplătirea, să nu pierdeți rodul muncii voastre. Colegii mei de slujire, să slujiți nu cât vă țin oamenii, să slujiți cât vă ține Dumnezeu și să slujiți cu seriozitate, pentru că pe voi vă așteaptă o mare răsplătire. Cineva dintr-o adunare era tare nedumerit, zice, cum se întâmplă că pe voi slujitorii vă binecuvintează altfel Dumnezeu? Și n-am mai apucat să răspund eu că răspuns altul. Zice, îți spun eu, când se termină adunarea, zice, tu care n-ai nicio treabă cu slujirea, te suit în mașină și ai plecat acasă. Te duci, ai mâncat și te-ai culcat. Zice, dar el trebuie să stea, să rezolve probleme, consiliere, sună telefonul și la două noaptea, și la trei dimineața, când îți ții lumea mai dragă, sună telefonul, în orice situație. Și spune el, zice, tu nu știi că Dumnezeu plătește bine? Tu nu știi că Dumnezeu știe să răsplătească? Și ascultați-mă, indiferent de ce ne dă sau nu ne dă Dumnezeu pe pământul acesta, nu vă stă în față un om bogat din cele pământești, dar vă stă în față un om care îl iubește pe Iisus și care iubește Scriptura. Și vă iubesc și pe voi. Și în seara asta aș vrea să ne rugăm împreună și să zicem lui Dumnezeu, Doamne Dumnezeule, poate că suntem unii dintre noi într-un oarecare faliment. Singurul care poate ridica e Dumnezeu în seara asta. El dă speranță oamenilor. Noi ne uităm la unii și nu mai dăm șansă. Sunt biserici care nu mai dau șansă oamenilor. Zice, o căzut să se ducă de acum. Să umble pe calea lui. Când oamenii zic asta, Dumnezeu zice, mai dau o șansă. Mai ridic o dată, mai repar o dată ce-ai stricat tu, mai repar o dată ce-ai distrus tu, pentru că Dumnezeu este Cel ce ține opera aceasta a ființelor noastre în mâinile Lui. Dacă te simți ca un om rătăcit, care n-ai țintă în seara asta, stabilește-ți o nouă țintă sau din nou stabilește-ți ținta. Ținta ta să fie mântuirea sufletului tău și împărăția lui Dumnezeu. Dacă stai în picioare în seara asta, dă-i slavă lui Dumnezeu, îți spun ceva, nu te mândri, nu stai prin puterea ta, te ține o mână nevăzută care e mâna lui Dumnezeu.
Poate că te uiți la casa ta și zici, Doamne, uite, alte case se dărâmă, a mea cum de rămâne în picioare, că nu excelezi nici la rugăciune, nici la una, nici la alta. Îți spun secretul, o ține Domnul în mâna sa. E puterea lui Dumnezeu care o ține, e Duhul lui Dumnezeu care continuă, dar nu merge pe asta la nesfârșit, că nu merge la nesfârșit. Va trebui să te apropii de Dumnezeu în seriozitate și să începi o viață nouă cu Dumnezeu. De când? De acum și aici. Ne ridicăm pe picioare și strigăm la Dumnezeul nostru. Dacă te-o ținut în picioare zi în seara asta, laud numele Tău că sunt picioare. Dacă ai oameni pe care îi cunoști și au căzut zi lui Dumnezeu în seara asta, Doamne, îi ridică-i. Angajează-te să mergi. Du-te mâine la unul pe care îl cunoști de felul acesta. Fă ceva practic. Împlinește predica din seara asta și du-te la unul care a căzut. Du-te la unul pe care îl cunoști. Eu n-am acces la el, că e prietenul tău. Du-te tu la el. Dacă s-o rătăci de la calea asta, du-te și vorbește din nou de Dumnezeu. Când se va pocăi și se va întoarce și va veni în adunare, îți va crește inima de bucurie, pentru că astea-s valorile cu care plecăm de pe pământ. Terminați-o cu banii, terminați-o cu casele, terminați-o cu mașinile. Nu astea ne impresionează pe nimeni. Când cineva se mântuiește și nu mai ajunge în iad și ajunge în împărăția lui Dumnezeu, am câștigat oameni buni, am câștigat oameni nu cărămizi, am câștigat oameni nu roți, am câștigat oameni nu lucruri care ard. Și în final ne-am câștigat mântuirea sufletului nostru și răsplătirea ce vine de la Dumnezeu. Să lăudăm pe Domnul care ne ține picioare, să binecuvântăm pe Domnul care ne susține. Tatăl nostru care ești în adunare în seara asta, Tu ne ții pe toți, Tu ne porți pe toți în mâna Ta puternică. Ne ții nu până aici și continua să o faci, Doamne, ca Tine nu este nimeni. Mulțumim că timp ce alții au căzut de lângă noi, ne-ai ținut pe calea Ta, ne-ai ținut de mână, ne-ai ținut în picioare, ne-am fi pierdut, Doamne, fără Tine.